Ia loc așa este. Oprește muzica, Lința. Aoleu! Hai că avem exclusivitate astăzi, nu vreau așa să... Asta să începe. Vreau să începem în forță. Ia, fii atentă. Lasă, Sărna, bună ziua, pregătiți-vă în fața televizorului. Aoleu! Pang, intrăm pe ei. Relaxată, spui direct, bună ziua. Eu? Exclusivitatea, dă-i. Bună ziua, exclusivitatea, îi dau. Că mi-e frică. Bună! Bună! Te bună. Pupăm, sărut mâna! Ia ne mâncet, nebunule! Daniela... Să vă fac cunoștință, este Daniela Teotrandafir. Te îmbrățișez cu drag și îmi pare bună, bine că ne întâlnim. Să vă cunosc așa prin video. Te pupăm! Sub aceste auspicii pline de voie bună! Da, aproape că v-ați făcut să plâng cu intro-ul vostru. Da, păi a fost repede, scurt și la obiect. Da. Ne-am dorit foarte tare să te cunoaștem. În exclusivitate. Ne bucurăm să te cunoaștem și vreau să-ți spun, pentru că oricum colega e de acord, că ești foarte frumoasă. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot. Îți priește sarcina? Da, să știți că mă simt foarte bine, Doamne ajută, deci chiar mă simt foarte bine. Și chiar dacă culița e plecat, este bine. Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge... Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă. Sigur e tot în regulă. Tu ai fost printre susținătorii plecării lui Culiță, pentru că nici pentru el nu fi fost simplu să ia o asemenea decizie. Tu ce ai zis? Că eu aș fi zis, stai să ne mai gândim, să avem un copil, dacă nu o să fie aici. Nu, să știți că... am mai povestit asta la apropiați, chiar de când mi-a zis. Eram împreună, nu mai știu exact dacă a fost un an sau i s-a trimis mesaj, nu mai știu exact, dar atunci pe loc i-am spus să meargă, pentru că, în primul rând, m-am pus în locul lui și în locul meu, dacă aș fi avut o propunere de genul ăsta, cu siguranță aș fi acceptat-o și l-am încurajat. L-am încurajat fără să mă gândesc... nu știu, la mine, sincer, și doar în ultimele două zile am simțit așa cu adevărat că chiar pleacă și chiar o să-mi fie greu fără el. Păi asta zic, și în momentul în care ți s-a desprins din brațe și a plecat, a mai fost la fel de simplu? Nu, nu, n-a fost simplu, dar să știți că eu sunt foarte obișnuită cu schimbările astea, că și eu am stat departe de familie mult timp și... cumva mi-am pus în cap că el e acolo, că are oportunitatea asta, are o șansă, să zic, unică în viață și m-am concentrat pe asta. Mi-a fost greu în primele două nopți, a fost cel mai greu, pentru că când am ajuns acasă, mi-am dat seama că nu mai e plecat doar la o cântare sau doar cu treabă la București sau în țară. Și era, efectiv, era gol, era ceva lipsea de acolo și după aia, după ce i s-a luat telefonul, noaptea mi-era foarte greu pentru că tot timpul și dacă era plecat, mă mai trezeam noaptea și mereu aveam mesaje de la el. De data asta n-am mai avut nimic. Daniela, vreau să începem puțin povestea exact. De la început, da, pentru da, că da, da. Pentru, noi, de mult, pentru noi a început povestea asta dintr-o dată, brusc, pentru cei care ne uităm la televizor. Noi îl știam pe Culiță, un burlac, un băiat singur care își căuta dragostea, mai o cântare, mai o distracție. Și am aflat brusc că există cineva în viața lui care, bravo, este și însărcinată și are și 4 luni de sarcină. Da. Cum v-ați cunoscut? Acum cât timp v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut la liceu. Acum cred că sunt deja 13 ani de când ne știm. Între timp el a fost puțin și însurat. Da, da, da. Chiar am și participat la eveniment. Da, ne-am cunoscut în clasa a noua. Ne-am înțeles foarte bine. Ce să zic, nu știu, eram prieteni, am păstrat legătura mereu, m-am împrietenit și cu surorile lui, am jucat handbal împreună mulți ani și am rămas mereu prieteni și am ținut legătura. Noi aveam o gașcă la liceu, care era mai apropiat și mereu ne mai întâlneam, fiind și din același oraș. Și Culiță mereu, chiar dacă a devenit între timp vedetă și umbla peste tot în țară, în lume, mereu când venea acasă, dădea de știre. Adică ne întâlneam când
când mai eram și eu, pentru că o parte din timp eu am stat în Statele Unite și nu ne-am mai văzut, dar mai păstram așa oarecum legătura, dar niciodată nu ne-am imaginat că vom avea ceva. Pentru cei care nu știu, Daniel a terminat Facultatea de Business din Cluj, după care a făcut un internship în Statele Unite, unde a zăbovit o perioadă. Și când s-a întors, dacă aș fi fost în locul tău și s-ar fi pus problema să fiu cu Culiță, mi-aș fi pus o întrebare. E un bărbat frumos și un spirit liber. Eu aș fi ezitat gândindu-mă că poate o să fie cu mine o perioadă după care nu o să mai fie. Tu n-ai avut niciodată temerile astea. Să știți că m-am gândit. Noi ne-am mai întâlnit, eu am revenit în țară cam pe la sfârșitul lui 2017, începutul 2018, cam așa. Și am avut o perioadă în care și eu am... eram într-o pauză cu fostul meu iubit. El atunci era singur. Ne-am întâlnit în 2019, parcă de Paști. Și tot așa, având foarte mulți prieteni apropiați, am petrecut de Paști împreună, eram la niște prieteni acasă. Și atunci m-a dus odată acasă, dar nu ne-am gândit. M-a invitat, nu mai știu unde, tot așa cu niște prieteni și atunci nu am vrut să mă duc. M-am gândit, mă, ăsta sigur vrea ceva de la mine și nu mă duc. Exact așa. Dar... Da, dar când ne-am întâlnit anul trecut, la fel, așa ca o glumă sau toată lumea își pune rezoluții la început de an, la fel eram și eu anul trecut și mi-am dorit foarte mult la începutul anului să fiu singură, ori tot anul 2020, ori o mare parte din el, pentru că mă despărțisem de fostul iubit și voiam să mă focusez foarte mult pe mine, să... pe business, pe alte lucruri și nu, efectiv, nu voiam o relație, dar ne-am reîntâlnit și nu știu, a fost așa, mie mi se pare amuzant așa acum când retrăiesc povestindu-vă și lui. Auzi, dar cum te-a cucerit mai exact? După atâția ani, tu n-ai dat nicio șansă și la un moment dat te-a pupat în mașină. Ce-a făcut? Ai simțit fluturat? Da... cred că prima dată ne-am întâlnit undeva la munte, tot așa întâmplător, dar ce m-a atras de data asta a fost faptul că el cumva tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai refuzat, sincer, adică eram liberi amândoi. Nu. La început am ezitat pentru că eu credeam că el mai este într-o relație și nu am vrut nici să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă, pentru că până acum nu am avut astfel de etichete, să zic așa. Și la început am refuzat până când mi-a clarificat că e chiar singur. Și am stat, vreau să vă spun că am stat, cred că la început vreo săptămână, venea seară de seară și povesteam în mașină. Povesteam tot felul de lucruri și țin minte că mă întreba dacă am fost vreodată supărată eu pe el, pentru că noi ne știam prieteni și ne știam mereu amuzanți, vă dați seama, tot timpul Caterinca, adică când te întâlnești ca și prieten sau în liceu, vă dați seama că nu discutam alte probleme asta de viață. Asta voiam să te întreb. Voi erați pe Caterinca, cum spui tu, și pe prietenie. În spatele acestei Caterinci însă se ascunde un Culiță extrem de muncitor, serios, responsabil, pe care familia se bazează. Acum chiar vorbeam cu mama Geta, care îmi spunea că îi lipsește ca o mână, nu alta, pentru că el e un tip care râde, glumește, dar când pune osul, muncește de rupe în două. Se trezește dimineața în zori și muncește până când nu mai poate. Știai lucrurile astea despre el? Da, le știam. Chiar voiam să vă zic și faptul că și în liceu, cu toate că eu le știam toți din clasă, situația lor, în sensul că aveau foarte mult de muncă încă de mici, mereu s-a ținut și de școală și așa a fost și acum. În pandemie știu că de Paște a fost toți la oi. Adică el e foarte muncitor și foarte responsabil. În timpul săptămânii când nu are evenimente și așa, încearcă să-și ajute familia sau și dacă, nu știu, doarme mai mult, eu mereu îi atrag atenția și îi spun că trezește și nu știu, ai la treabă sau să-i ajuți. Și, să fie genul ăsta de bărbat. Da, ei oricum apreciază mult familia lui, că îi ajută mereu. Exact.
Poate latura asta a lui responsabilă și de om muncitor te-a și încurajat să rămâi însărcinată, pentru că mă gândesc că trebuie să fi fost ceva care să te fi împins înainte. Da, noi din discuții, vă zic, la noi a început așa totul, eu sincer nu am luat foarte în serios, pentru că după cum v-ați dat seama și m-ați și întrebat, este normal oricine se gândește la asta, mă gândeam că nu o să dureze și că vedem noi ce-o fi, dar au tot trecut lunile și mi-am dat seama că s-a maturizat foarte mult și își dorește și de la început îmi spunea că recunoaște că a umblat foarte mult cu foarte multe femei, îl caut, mai mi-arată și mie câteodată și îmi fac cruce, dar cumva mereu spunea că își dorește familie și că vrea copii și eu la fel, dacă ar fi fost oricând și la orice oră să-mi fac o relație, este clar că și la vârsta asta te gândești la ceva serios. Și asta am văzut la el, că își dorește foarte tare. Chiar și mamei mele spunea. Te-ai gândit vreodată ce apreciază el la tine? Păi mi-a spus ce apreciază, dar acum ar fi... Hai este ciudat dacă... așa să vă spun, pentru că îți spun trebuie ce știu, să vină de la el, să-l întrebați pe el. Îți spun ce știu eu. Știu că apreciază la tine faptul că ești un foarte bun prieten, un suport și mai ales că nu-l bați la cap, nu-l cauți. Chiar mama Geta spunea că te admiră pentru faptul că îl lași în pace și asta îl determină să se întoarcă tot timpul acasă. Da. Asta cred că l-a și atras mai mult de partea mea cumva. Pentru că nu... Eu, știți cum, e, când am plecat în relația asta, mi-am dat seama în ce mă bag și am decis că, bun, trebuie să fiu o femeie cu capul pe umeri și trebuie să-mi asum că sunt într-o relație cu un bărbat frumos, care este până la urmă, eu îl consider că e cel mai frumos și cred că nu numai eu. E adevărat. Și ce crezi că el... Mie nu-mi place să pun întrebări ce faci, unde ești, dă video, dă să te văd, nu da like, de lăudabil. Dă cel puțin lăudabil. Nu-mi place. Mi se pare că ceea ce faci cu forța nu ți aduce niciun beneficiu. Dragostea cu forța nu... E adevărat. Nu o să fie nicio împlinire niciodată. Tu te uiți la Survivor cu alți ochi decât ne uităm noi, pentru că tu îl cunoști altfel și știi fiecare gest, fiecare mișcare. Ce crezi că îl chinuie cel mai tare în momentele astea? Foamea. Da, și nu doar foamea, cât și oboseala. Cred că acumulează sau până se obișnuiește, eu cred că nu s-a obișnuit încă organismul cu schimbarea asta. Lui Culiță, sincer, îi place să doarmă și să mănânce bine și asta cred că va fi pentru el cea mai mare dificultate. Dar îl văd și cred că l-ați văzut și voi, că e foarte liniștit, așa nu prea... E liniștit când nu dă cu piciorul în gălată, că s-a întâmplat la un moment dat și asta. Da, eu mă așteptam la asta și sinceră să fiu, vă spun și de ce, pentru că el este foarte competitiv, da, foarte ambițios și mereu i-a plăcut, lui Culiță îi place să dețină controlul. Adică el de control. Are controlul asupra numelui fetiței sau poți să te impui? Păi nu v-am spus încă dacă este fetiță sau băiat. A zis el că e tată de fată. A zis el că e tată de fată. Da. N-a înțeles toată lumea, dar mai vedem. Ne-am gândit la nume. Crezi că o să fie de față când naști? Da, cu siguranță o să fie, pentru că Survivor ține până la 5 luni, mai din câte am înțeles. Da, eu o să nasc în iunie. Ok. Deci vine exact la limită. Da, auzi, dacă totul auzi, este în regulă... Dacă nu o să fie el, suntem noi. Nu stai liniștită că venim noi după tine. Da, vă aștept. Te pupăm cu drag. Mulțumim din suflet. Mulțumim, Daniela. Mai venim pe la tine dacă ne mai primești. Ne mai dăm cu părerea, vedem ce mai primesc. Fac. Da? Vă primesc așa, nu pe video, da. Deci pe video nu ne mai primești, trebuie să venim direct acasă. Vă primești și pe video, acum... Ce să fac? Este mie mai greu să mă deplasez până la stai București. Stai liniștită, te mai sunăm și vedem, da, vedem ce mai faci, cum mai ești, ținem legătura. Te pupăm cu drag, mulțumim mult! Bine, vă pup, mulțumesc și eu, pa, pa!